Acum, fraților, pentru că v-am spus de joi și v-am repetat și în dimineața aceasta, Dumnezeu mi-a spus și încă o dată repet, mi-a spus Dumnezeu că nu majoritatea, a zis Domnul, toți aveți ceva necazuri cu incertitudinile. Adică mai sunt așa îndoieli, nu știu, o fi așa, o fi așa, Domnul a vorbit, dar nu împlinește încă, nu s-a întâmplat aia, nu s-a întâmplat aia. Avem tot felul de întrebări înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a spus, va trebui să vorbești despre treaba asta. Mesajul este intitulat, dacă, parcă sau ești sigur? Și vreau să vă spun un lucru garantat. La primele două ne calificăm toți. La ultima, nu știu câți ne calificăm, o să ne facem la urmă așa o medie și o să vedem la câți dintre noi ne calificăm. Și aș vrea să vă citesc, fraților, un pasaj foarte bine cunoscut de noi, din Cartea Geneza. Țineți cont că, virgulă, Cartea Geneza este o carte a începuturilor noi. Dumnezeu a început ceva nou cu omul, dar omul nu a ascultat. Și știți ce a făcut Dumnezeu? A găsit un om cu numele de Avram și a zis, eu vreau să văd ascultarea lui. Și la început, l-a ascultat. Dar vreau să vedeți că, la fel ca și noi, deși că Dumnezeu a vorbit, deși că Dumnezeu l-a scos, deși că Dumnezeu a făcut lucruri mari în dreptul lui, a făcut niște greșeli și trebuie să învățăm din greșelile altora și eu am o vorbă pe care o repet de multe ori. Eu o pun mai frumos așa. Să nu sune rău. Ea sună mult mai rău decât atât. Cel neînțelept, spun eu, cel neînțelept învață din greșelile lui. Dar cel înțelept învață întotdeauna din greșelile altuia. De ce să sufăr? Când aș putea să învăț din ciopățit altcineva, nu? Nu e nevoie să sufăr eu pe cont propriu. Dar haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Acolo titlul pe care Cornilescu l-a pus este Jertfirea lui Isaac. Noi ne vom uita la câteva lucruri din cuvântul acesta, sunt 19 versete, puțin mai lung, dar vom citi tot ca să înțelegem contextul. Cuvântul Domnului spune așa, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru aderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis, tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic. Că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a lua berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locul acelui numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, așa nume,
ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram s-a întors la slujile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. Slăvit să fie Domnul, până aici citirea cuvântului, un pasaj bine cunoscut de noi, așa cum de multe ori fac specificația aceasta, noi de multe ori anumite pasaje din cuvântul lui Dumnezeu le citim ca și istorisiri adevărate pentru copiii noștri. Este o istorisire frumoasă cu implicarea lui Dumnezeu, cu trimiterea lui Dumnezeu, cu felul în care Dumnezeu a lucrat, cu felul în care Dumnezeu și-a arătat puterea, dar aici se ascund lucruri mult mai adânci despre care aș vrea să vorbim în dimineața aceasta. Și spuneam la început că noi toți, o zis Dumnezeu, că avem incertitudini. Incertitudinile sunt lucrurile care ne fac să ne îndoim. Nu știm 100%. Doamne, lucrul ăsta mi l-ai zis tu. La început poate am crezut, am zis, da, lucrul ăsta a venit de la Dumnezeu. Și după aia, din cauza că nu s-a împlinit cum am vrut noi, sau când am vrut noi, ajungem să șovăim într-o parte și într-alta. Și Dumnezeu vrea să ne învețe niște lucruri minunate în dimineața aceasta. Aș vrea să înțelegeți că în împărăția lui Dumnezeu nu se poate intra neîncercat. Nu se poate intra neîncercat. Este de trebuință ca Dumnezeu să ne încerce. Și acum o să vă întreb ceva pe voi. Vă aduceți aminte că înainte să-și înceapă Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, lucrarea, Dumnezeu trebuie să-L pună la încercare. Și a zice, Doamne, dar stai așa o secundă. Păi nu a venit de la Tine. Păi nu a fost trimis de Tine. Păi nu ai spus Tu că trimiți ce ai mai scump. N-ai spus Tu lucrurile astea. Ai vorbit în Isaia 53. Ai vorbit și David într-un psalm a vorbit despre El. Și cum se face că Tu pui la încercare pe Fiul Tău. Să nu uitați un lucru. Deși că era Dumnezeu în întregime, era într-un trup păcătos. Ați auzit ce am spus? O venit într-un trup ca și al nostru, păcătos. Și Dumnezeu a zis, vreau să existe un exemplu demn de urmat, că se poate să te ții curat. Noi zicem de multe ori, ați auzit pe unii spunând, auzi mă, ziceți, o mă și eu mă, slabă, scarnă, așa ne scuzăm noi, știți? Mă, zice atâta, ce vrei, oboseala, aș spune cuvântul, uite-te, prea multe necazuri, prea multe probleme. Și acum vreau să vă spun, să vă atrag atenția la un lucru foarte important. Zice cuvântul lui Dumnezeu, în primul verset, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată a răspuns el. Am o întrebare pentru voi. De ce l-a mai pus Dumnezeu la încercare pe Avram? Pentru că Dumnezeu într-o zi i-a vorbit și i-a spus, auzi, ieși din țara ta, ieși din familia ta, din casa tatălui tău, du-te într-o țară îndepărtată pe care ți-o voi arăta, o țară unde curge lapte și miere, te voi binecuvânta mult, i-a zis Dumnezeu și el o a ascultat. Dar, om fiind, o a ajuns la un moment dat în care credința i-a slăbit, au făcut niște lucruri care nu trebuia să le facă și acum vreau să vă atrag atenția la câteva lucruri înainte să ne ducem mai mult în pasajul acesta. Ascultați, în capitolul 12 din Geneza, Dumnezeu îi face lui Avram prima promisiune. Și cuvântul Domnului vorbește și spune în versetul 2, dacă se poate proiecta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Eu am să vă întreb pe dumneavoastră, dacă Sara sau Sarai, cum era numele înainte, era stiarpă și ei știau amândoi, cum să facă Dumnezeu din ei un neam mare și să-l binecuvânteze și să mai fie și o binecuvântare pentru alții? Lucrul ăsta implica că Dumnezeu trebuie să schimbe starea de fapt a Sarei, drept? Yeah. Și lucrul acesta mai implica un lucru. Dumnezeu să-și facă partea lui, adică el face schimbarea, el face transformarea și nouă ni se convine ce? Ascultarea și credința. Doamne, nu știu cum faci, dar Tu faci lucrul respectiv, pentru că Tu ai vorbit. Și vreau să vă atrag atenția la câteva lucruri. În capitolul, deci am început cu capitolul 12, în capitolul 15, după toate lucrurile astea, Dumnezeu îi vorbește din nou, versetul 1 și versetul 2 și spune așa, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns, ascultați acum,
Doamne Dumnezeule, ce vei da? Ascultați, deja intrăm la probleme. Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Vă place? Deja și-o măială puțin. Dumnezeu a vorbit și doar mai încolo, doar trei capitole, el iară să clatină puțin. Și ascultați acum. Versetul 4 spune așa. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel. Fiți atenți acum. Nu un om, nu un proroc. Cuvântul Domnului. Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Am o întrebare pentru voi. V-a făcut Dumnezeu promisiuni? 100%. Am uitat acum și zic, Doamne, asta care e prea greu. Cum să se împlinească că, uite, ești chiar pe nevasta. Uite, ai așa, ai așa. Și noi venim cu tot felul de lucruri înaintea lui Dumnezeu. Și acum ascultați. Știți ce e mai greu? Știți? Când vine și cel sau cea de lângă tine și în loc să te sprijinească și să-ți ridice credința, mai bag un băț la spice. Știți? Și acum ascultați în capitolul 16, versetul 2. Și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut stiarpă, intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat ce le spuse de Sarai. Asta și m-am gândit la treaba asta și am zis, Doamne, atâtea promisiuni, de-a lungul atâtea capitole, Domnul i-a vorbit și a spus clar, măi, eu îți dau moștenitor. Cum i-a zis fratelui Alex în dimineața asta, tu trebuie să faci ce ți-am spus eu și eu fac ce ține de mine. Și hai să vezi că eu voi face lucrarea mea. Că Dumnezeu e credincios, slăvit să fie Domnul. Amin. Și acum ascultați prima problemă. Domnul m-a făcut stiarpă. Că vreau să spun ceva. Întotdeauna cel rău vine înaintea ta cu imposibilitatea. Nu cu posibilitatea. Băi, situația e așa. Gata. S-a terminat. Și Dumnezeu zice, da mă, eu sunt un Dumnezeu al imposibilului. Eu schimb imposibilul în posibil. De ce? Că-s Dumnezeu. Și acum ascultați-mă. Am o întrebare la voi. Vă rog frumos să-mi spuneți ce schimbă imposibilul în posibil. Singurul lucru care îl schimbă este credința în Dumnezeu. Doamne, nu văd, dar cred 100%. Și acum ascultați a doua problemă. După ce că îi spune lui că Domnul a făcut o stearpă, zice, îi dă indicații. Intră, te rog, la roaba mea și acum ascultați. Poate că voi avea copii de la ea. Dacă, parcă, sau ești sigur. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Un lucru foarte greu, fraților. Un lucru foarte greu. Să ajungi să nu asculți de Dumnezeu, să ajungi să pui la îndoială ce Dumnezeu a spus și să te duci mai departe decât atât. Acum fiți atenți, că mă duc repede, că timpul se scurge. În capitolul 17, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, din nou, când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umplă înaintea mea și fii fără prihan. Am o întrebare. Ce ziceți? De ce a spus Dumnezeu să umble înaintea lui și să fie fără prihan? Când a mers la Agar, a umblat înaintea lui Dumnezeu și a fost fără prihană? Nici vorbă. Și apoi zice Dumnezeu, voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. La Dumnezeu a zis, auzi, el nu a înțeles cel mai important lucru. Din tine va ieși. Eu am o întrebare pentru voi. Cei doi, zice cuvântul lui Dumnezeu, va lăsa omul pe mama și pe tatăl lui și cei doi vor fi un singur trup. Cu cine a fost el un singur trup? Cu Sara, cu Sarai, nici vorbă cu Agar. El trebuia să se gândească, să zică, măi, nu are cum să iasă din mine, că eu am mers peste ce a spus Dumnezeu. Și Dumnezeu începe acum ceva nou. Și zice, auzi, legământul care l-am avut cu tine înainte, nu e mai bun că l-ai rupt tu. Prin neascultare l-ai rupt. Și acum ascultați ce spune. Iată legământul meu, versetul 4, pe care îl fac cu tine, vei fi tatăl multor neamuri, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și acum mai face Dumnezeu încă ceva. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Acum ascultați. Înainte te-ai numit Avram și ai făcut un de capul tău și ai făcut un fiu. Dar acum eu vreau să schimb și numele și atitudinea și credința și purtarea și absolut tot și vreau să trag din tine un moștenitor
al meu, zice Dumnezeu. Pentru că eu îți dau ceea ce vreau să-ți dau. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu și în versetul 16, ascultați, eu o voi binecuvânta, îi vorbește de Sara și îți voi da un fiu din ea, da, o voi binecuvânta. Deci cuvântul Dumnezeu că Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. Căci a zis în inima lui să îi se mai nască oare o fiu unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani. Ce ziceți de noi și de credința noastră? Face Dumnezeu legământ noi, nou cu noi, ne face promisiuni noi și noi tot cu dacă și parcă. Doamne, dacă ai vorbit de ce nu se întâmplă și Doamne Dumnezeule, uite, parcă așa de rău arată situația, nici cum nu mai iasă la liman. Și ascultați. Ascultați un lucru care nu se schimbă niciodată. Versetul 19. Dumnezeu a zis. Vreau să fiți atenți doar la primele trei cuvinte. Dumnezeu a zis. Și ce a zis Dumnezeu? Eu nu sunt om, eu nu-mi iau cuvântul înapoi, ci o veghez asupra lui ca să-l împlinesc. Numai noi ne luăm cuvântul înapoi. Numai noi ajungem la necredințe. Și acum ascultați. Cu adevărat, o zis Dumnezeu, nevasta ta, Sara. Bagă-ți în cap odată pentru totdeauna, Avrame, că tu ai doar o singură nevastă, nu mai multe. Ea este cea despre care ți-am vorbit și zice, îți va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic, zice cuvântul lui Dumnezeu. Acum ascultați. Vreau să fiți atenți de câte ori a vorbit Dumnezeu la omul ăsta, că așa ne vorbește și nouă Dumnezeu. De multe ori. Capitolul 18. Atunci, versetul 9, ei au zis, unde este nevasta ta, Sara? Uite-o în cort, a răspuns ea, cei doi îngeri. Unul dintre ei a zis, la anul pe vremea aceasta, mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă și Sara nu mai veneau rânduiele femeilor. Acum ascultați un lucru care se repetă, mai Ateneea. Sara a râs în sine zicând, acum când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân. Vreau să vă spun că toți suntem vinovați de păcatele astea cu dacă și cu parcă. Dar un lucru care nu se schimbă niciodată se găsește în versetul 14 și vreau să-l băgați de seamă. Ascultați-mă, nu să-l băgați de seamă, am spus, am mai înainte vrut să spun, bă, să-l băgați de seamă. Vreau să-l scrieți pe tăblița inimii voastre astăzi dimineață. Notați-vă. Domnul, versetul 13, încep cu el. A zis lui Avram, pentru ce a râs Sara zicând cu adevărat să mai pot avea un copil eu care sunt bătrână? Și acum fiți atenți versetul 14, vreau să scrieți jos. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Nu, vreau să vă întreb în dimineața asta. E ceva prea greu pentru Domnul? Nimic. Și acum Domnul mai face o promisiune. Zice, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. În urmă cu câteva luni de zile Dumnezeu a vorbit aici la Sora Maria și la fratele Sebi și a zis, vor mai trece două vremi și îți dau cheia la o casă. Ascultați-mă. V-am mai spus și vă spun încă o dată, și-o spun pentru, ca mărturie și pentru părinții lor. În ziua când s-a împlinit, s-a pus casa de vânzare. Așa-i? Pe Dumnezeu. Și mâine ziua a fost în contract. Dumnezeu a dat ceea ce a spus că dă. Pentru că Dumnezeu ce vorbește, aduce la îndeplinire. Problema nu este la El, problema este la noi. Mă duc acum, fraților, pentru că nu vreau să zăbuvesc atât de mult în toate capitolele acestea. V-am dovedit deja de ajuns că noi suntem cu parcă, dacă, în loc să fim cu 100% siguri că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu împlinește. Și acum ascultați. Nu-i de ajuns că Dumnezeu i-a vorbit atât de mult și Dumnezeu a zis, auzi. Acum vreau să spun ceva. Legământul e făcut, promisiunile sunt făcute, dar eu vreau să te mai încerc acum o dată și acum ascultați. Acum vreau să te încerc singur. Am zis că dimineața, predica de dimineața aceasta e mai mult pentru bărbați. Dar vă spun că nu e numai pentru bărbați, e și pentru surori. Că și voi trebuie să începeți să sprijiniți pe bărbații voștri. Și să fiți acolo unde trebuie să fiți. Și ascultați acum ce face Dumnezeu. Dumnezeu schimbă totul și zice, după aceste lucruri Dumnezeu a pus la încercare pe
Avram, n-a spus pe Avram și pe Sara. Pe Avram! Și i-a spus, Avrame! Nu mai discut acum cu nimeni altcineva decât cu tine. Și o să ziceți, dar de ce? Ascultați-mă, oricâtă influență negativă ar putea să vină de la cel rău, prin cei de lângă noi, prin nevestele noastre, noi trebuie să rămânem în picioare ca și bărbați autoritari al lui Dumnezeu. Pentru că noi am fost chemați să fim capul familiei și Hristos este în noi și trebuie să locuiască în noi în toată plinătatea, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și acum ascultați ce îi spune în versetul 2. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi spune. Știți ce îi spune Dumnezeu de data aceasta, fraților? Știți ce îi spune? Auzi, Avrame, americanul are o vorbă. Știți? Americanul are o vorbă și zice, auzi, acum trebuie să-ți mănânci vorbele. You have to eat your words. Zice americanul. Că ai vorbit ce nu trebuia, acum trebuie să le mănânci. Uitați ce spune Dumnezeu. Ia pe fiul tău. Știți ce spune Dumnezeu? Ăla despre care tot ai zis, Doamne, dacă ai vorbit, de ce nu vine? Doamne, dacă ai promis, de ce nu vine? Păi că ai promis, Doamne, dar uite, nu se împlinește absolut nimic. Și el spune, se duce mai departe Dumnezeu și spune, pe singurul tău fiu. De ce? Hai să vă spun de ce. În momentul când l-a avut pe Ismael, știți ce a făcut Avram? S-a dus la Sara și a zis, măi, parcă am rezolvat-o. Băi, parcă am rezolvat-o. Am făcut noi ceva, așa, o vârteală, o șmecherie și parcă avem un fiu. Parcă e al nostru, dar nu e al nostru. Păi ieși din altcineva. Și Dumnezeu zice, auzi, dacă, ai pus la ceva, zice, dacă Domnul o provide, ce nu împlinește? Mă, parcă avem un fiu. Și merge Domnul mai departe și spune, pe singurul tău fiu, de ce eu spus așa? De ce? Băi, eu nu recunosc pe ălaltul. Că ălaltul a fost făcut în neascultare și în necredință. Eu numai pe ăsta recunosc. Că ne-ai ascultat de mine. Și acum ascultați un lucru dubios. Pe care îl iubești? Am o întrebare la voi. Ați făcut vreodată ceva fără Dumnezeu și la urmă să iubiți lucrul că l-ați făcut? Vă rog să spun. E greu să-ți spuneți așa, că e adevărat ce vă spun. De câte ori ați făcut ceva fără Dumnezeu, că ați făcut cu dacă și cu parcă, ați ajuns la urmă să urâți și lucru, și atitudinea, și acțiunea, și felul în care s-au făcut lucrurile, pentru că nu a fost Dumnezeu implicat. Dar când Dumnezeu implicat, ascultați-mă, iubești și pe cel care a făcut lucrarea în viața ta, iubești și felul în care a lucrat și iubești și produsul final. Și Dumnezeu îi spune, măi, când ai făcut de capul tău, nici tu n-ai iubit ce ai făcut. Dar uite acum, fiul tău pe care îl iubești, și Dumnezeu îl întărește și mai tare și zice, auzi, vreau să spun ceva, numele lui este Isaac. Bagă-ți bine în cap treaba asta. Numele lui este Isaac. Eu l-am trimis. Amen. Și zice, acum că ai băgat toate lucrurile astea în cap, ascultați acum. Dubioasă treabă. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Asta deja începe, ajunge la orice fel de nebunie din punct de vedere al nostru. Haideți să vă spun cam cum vine treaba asta acum. Hai că iau pe ei acum, pe ei doi. Vă da Dumnezeu, numai ce vă da Dumnezeu casa, numai ce vă binecuvântat Dumnezeu, numai ce v-ați băgat AC, numai ce ați făcut absolut tot, o faceți așa ca pentru voi. Și dintr-o dată Dumnezeu zice, auzi, vreau să fac din ea un azil de bătrâni. Și acum știi ce? Ieșiți voi afară, în inconfort, pregătiți totul ca pentru treaba aia, că eu-i trimit. Într-o dată, fratele Sebi și cu sora Maria zice, Doamne, dar numai cine ai vorbit de două luni în urmă, ai zis că trece două luni, ne dai cheia și acum ne scoți afară și tu vrei să mai și pregătim pe banii noștri. Pe cheltuiala noastră, pe timpul nostru. Asta deja e prea de tot, așa e? Așa suntem noi. Dacă, parcă, și acum ascultați, dintr-o dată, băi, dar dacă Dumnezeu ne-a vorbit, păi de cine cere lucrurile astea? Băi, parcă să știi că nu prea ne-a vorbit Dumnezeu. Mă, s-a întâmplat așa, o căzut la fix, dar să știi că nu. Așa suntem noi. Și Dumnezeu zice, nu. Eu vreau să vă pun la încercare, eu vreau să văd cât mă iubiți pe mine, nu ceea ce v-am dat. Ascultați-mă.
De multe ori am ajuns să iubim mai mult lucrarea decât pe Domnul lucrării. Știți? Repet. Am ajuns să-L iubim mai mult lucrarea decât pe Domnul lucrării. Și Dumnezeu zice, nu. Voi trebuie să mă iubiți pe mine, că eu sunt și Domnul vostru și Domnul lucrării. Și toate lucrurile se fac după cuvântul meu. Și acum îmi place de Avram că acum și-o dat seama de un lucru. Știți ce și-o dat seama? O zis, mă, de data asta nu mai pot să ascult de nimeni, că nu s-o dus să se consulte cu femeia lui. O zis, de data asta e între mine și Dumnezeu. De data asta ce mi-a zis Domnul, aia fac. Mă ascultați. S-o sculat dis de dimineață, nu mi-a spus nimic la nevastă. O zis, zice, mă, mă scol și plec, nu cumva să mai spună ceva, iar să mă întoarcă din drum. S-a sculat, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două sluci și pe fiul său Isaac. Acum ascultați un lucru care vreau să-l băgați bine la cap în dimineața aceasta. El n-a plecat la drum și să spună, băi, Domnul m-a trimis, Domnul face tot ce trebuie făcut și nu fac absolut nimic. No. Avram a zis, auzi, Domnul mă trimite, eu știu că Dumnezeu mă trimite. Dumnezeu mi-a dat și ceea ce trebuie să aduc, dar restul trebuie să mă ocup eu. Și ascultați ce face omul ăsta. El a știut că să aducă jertfă, nu trebuie să ai doar animalul. Era exact invers de cum trebuia. Primul lucru care trebuia să-l ai este să aduci animalul, nu? Să ai animalul care aduce jertfă. Că așa era pe vremea aia. Și el zice, ascultați, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Ascultă-mă în dimineața aceasta. Lasă-l pe dacă și pe parcă la o parte și prin credință ia tot ce ai nevoie cu tine să faci lucrarea lui Dumnezeu și pornește prin credință înspre locul în care Dumnezeu vrea să faci lucrarea. Vreau să-ți mai spun un lucru. S-ar putea să te pornești și să n-ajungi acolo într-o zi, într-o lună, într-un an, că durează. Dumnezeu face mâncare bună. Ascultați-mă ce vă zic. Când mănânci din mâncarea Lui, nu o să spui niciodată că e prea caldă, că e prea rece, că e prea sărată, că e prea amară, că e prea dulce. Întotdeauna mâncarea Lui Dumnezeu îți va da putere să mergi multă vreme. Slăvit să fie Domnul. Vă aduceți aminte de oamenii Lui Dumnezeu care au mâncat și au mers multă vreme? Ilie, vă mai aduceți aminte de el? Eu da, Dumnezeu să mănânci o turtă. Și-a avut în ea tot ce-o trebuie. Slăvit să fie Domnul. Și așa o mers de voinic. Slavă lui Iisus. Și acum ascultați. După toate lucrurile astea, după că ce-a pornit, s-a mai întâmplat un lucru. Și vreau să fiți atenți la el. Și când a ajuns 3 zile, a mers omul ăsta, fraților. Eu am să vă întreb pe voi, oare ce-a fost în capul lui 3 zile? Ce credeți? S-a tot gândit, nu? Dar auzi, știi ce? E o luptă în interiorul meu, dar trebuie să biruiesc. Că și în interiorul vostru e o luptă. Doamne, mă duc înspre acolo. Chiar m-ai trimis, chiar că Satana o să vină să spune tot felul de lucruri ciudate. Și tu trebuie să biruiești și să zici, știi ce? Mă duc, dacă e nevoie de 3 zile, 5, 7, o lună, mă duc că m-a trimis Dumnezeu. Fac ce mi-a spus Dumnezeu. Și acum ascultați-mă, vreau să înțelegeți că lângă voi, pe drum cu voi, în adunare cu voi, în familie cu voi, există, ascultați, slugi neascultătoare. Versetul 5 spune, și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Am o întrebare la voi. Slugile astea unde erau? În casa lui Avram. Era ale lui, da? Ce ziceți? L-au văzut vreodată pe Avram aducând jertfă? L-au văzut, nu? Vedeți pe slugile astea să-l încurajeze. Du-te, te-o trimis Domnul, fă! Asta zice, auzi, las slugile aici, astea-s bune să se ocupe numai de măgar. Cu aia se descurcă, mai dau de mâncare, mai curăță, mai ăsta, dar n-am nevoie să mă mai tragă cineva înapoi. Pe ăștia lăsați acolo unde vor ei să fie, că ăștia nu știu nimic mai mult decât să fie cu măgar. Și acum ascultați-vă, știu că unul să mă judece, cam atitudinea lor e la fel. Nu mă scot niște zgomote urâte câteodată și mai spun din când în când că sunt acolo și în rest absolut nimic. Și ascultați ce-a făcut el. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Din momentul ăsta vreau să vă spun că Dumnezeu deja a știut că omul e serios.
El a pus mâna pe uneltele care erau necesare ca să aducă jertfa așa cum a cerut-o Dumnezeu. Știți ce facem noi? Ne-a spus Dumnezeu în felul următor. Scrie cecul ăla pentru lucrarea respectivă, că eu te binecuvântez, dar vreau să binecuvântez și lucrarea aia, vreau să te binecuvântez și pe tine. Și tu duci la cec, boc și iei și pixul și... Doamne, să-l scriu sau să nu-l scriu? Păi dacă nu-l scriu, rămân. Dacă îl scriu, rămân cu atât, aproape nimic. Dar dacă îl scriu, e problemă mare de tot, nu? Dacă nu-l scriu, rămân cu banii. Dar dacă îl scriu, rămân fără nimic. Și Dumnezeu zice, auzi, tu ia unealta în mână și fă ce spun eu. Că în dreptul tău scrie binecuvântare. Yes. N-am timp acum să vă spun, dar o să vă spun cu altă ocazie. Că Dumnezeu, v-am mai spus eu de fapt o dată. Când Dumnezeu m-a pus pe mine, am avut $700 și a spus, ia din aia 400 și dă-i la cutare. Și cutare conducea un troc de $100,000. Și puteam să spun, Doamne Iisuse, păi tu la ăla care eu conduc vai și amar de mașină, de-abia își trage sufletul. Câtă benzină mănâncă, atâta ulei. Și tu îmi spui mie să-i dau la 400 din 700 care am toți banii. Ascultați-mă, i-am dat cu bucurie. Și la sfârșit ăla m-a întrebat, a zis că termine, zice, auzi, cum să-mi dai mie, că-s alții care... Măi, eu am spus, o întrebare am pus. A spus, ascultă-mă, te-ai rugat în dimineața și ai cerut Domnului banii ăștia. Dacă nu i-ai cerut, dă-mi înapoi. Dar dacă i-ai cerut, exact suma aia ține și mulțumește Domnului. Știți ce mi-a zis? A zis, exact suma aia, mi-a trebuit să fac payment-ul la mașină, că avea payment mare la mașină și nu avea bani. Că așa suntem noi, știți? Mergem cu mașini scumpe și bani în buzunar nimic, să ne vadă lumea că suntem de tari. Eu vreau să vă spun ceva. Eu pot să mă duc cu cea mai slabă mașină, dar în mașină cu mine să fie împăratul împăraților și când deschid gura în numele lui să se întâmple minuni, slăvit să fie Domnul. La asta ne-a cerut Dumnezeu. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Și acum ascultați-mă, întotdeauna când Dumnezeu vă spune să faceți o lucrare, puneți mâna pe unelte și arătați-vă gata să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Yes. Că Dumnezeu este cu voi și respectă lucrurile astea. Și acum vreau să vă mai atrag atenția taților, dar și mamelor, la un lucru foarte important. Mă duc rapid pentru că timpul zboară. Atunci Isaac, vorbind versetul 7 cu tatăl său, Avram a zis, tată! Ce este fiul? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru altele adetări? Fraților, suntem puși, ne pune Dumnezeu câteodată pe noi, în special, pe copiii lui, în niște situații în care zicem, Doamne Dumnezeule, la prima vedere, dar nu numai că m-ai pus pe mine să fie greu, dar acum ce le spun la copii? Că vine copilul și te întreabă. Zice, tată, dar nu ne-am strâns noi la rugăciune, dar nu slujești tu pe Dumnezeu, dar nu faci tu lucrarea lui Dumnezeu. Dar cum să faci atunci că nu avem laptele acolo și pâine acolo și cum să faci? Ascultă-mă. Cea mai bună oportunitate de a-L arăta lui copiilor voștri pe Hristos este când nu aveți absolut nimic. Ascultați-mă ce vă spun. Când sunteți într-o imposibilitate atât de mare încât toate lucrurile sunt în afara puterilor voastre. Și copiii se uită la voi și zic, mă, m-am uitat în frigider laptele noi. M-am uitat în sertar pâinea noi. M-am uitat în frigider nu-i untul. Și vine copilul la tine și zice, tată, auzi, știu că într-o oră trebuie să servim breakfast-ul. Dar n-avem ce ne trebuie. Și acum știi ce poți să spui tu? Măi, copile, vreau să spun ceva. Nu știu ce s-a întâmplat. Vreau să zic că vreo 10, 15, 20 de ani mi-a purtat de grijă. Dar uite, acum nu știu ce se întâmplă. Nu știu, parcă lipsește, nu-i mai unde trebuie, nu mai... Știți, noi putem să facem lucruri din astea. Dar îmi place de omul lui Dumnezeu care îi răspunde primul lucru. Ascultați-mă. Primul lucru, a învățat ceva Avram în versetul 8. Cum i-a răspuns? Fiule. Și-o dat seama că împlinirea lui Dumnezeu, a cuvântului lui în viața lui, este Dașamin. Și-o zis, fiule, a răspuns Avram. Acum ascultați, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Translatare. Fiule, vreau să spun ceva. Până acum eu am dat-o cu dacă și cu parcă, mi-am făcut eu un fiu, care nu e al meu, mi-am pus încrederea în lucrurile care nu trebuia, m-a ascultat de mamă ta, m-a dus cum nu trebuie să mă ducă. Și până la urmă vreau să spun ceva, fiule. Numai Dumnezeu a fost cel care a purtat de grijă și a dus la îndeplinire cuvântul care l-a rostit în dreptul meu de atâtea ori.
Și vreau acum, pe lângă că eu m-am convins, ascultați ce vă învăț în dimineața asta, pe lângă faptul că eu m-am convins în dimineața aceasta, eu trebuie să fiu în stare să arăt mărturia mea copiilor mei. Yes, amen. Vreau să vă întreb, o mai răspuns ceva? Isaac, după. Că putea să zică, bă, tată, păi stai așa o secundă, dar nu face sens ceea ce spui. Păi nu avem ce ne trebuie. Ascultați-mă, când îi spui copilului care cunoaște deja că Dumnezeu va purta de grijă, el știe că Dumnezeu va purta de grijă. Amin. Știți de câte ori au venit copiii mei la mine și au zis, tata, uite, am problema asta, fac paranteză acum. Știți ce-i dureros? Că numai când sunt probleme vin. Mi-a zis cineva în România, a venit la mine și a zis, zice, auzi, când are copilul meu un examen, cu două săptămâni înainte, el mai pocăit. Vine să roagă, să duce la biserică, face de toate. Tata, hai să ne rugăm, mama, hai să facem, cântăm, să facem de toate. După ce a trecut examenul, fiul satanei, iertați-mă. Eu sunt un pic mai dur în dimineața asta. Pentru că, ascultați-mă, cuvântul Domnului spune că nu putem sluji la doi stăpâni. Știți? Așa este scris cuvântul lui Dumnezeu. Eu vă întreb pe voi, că nu facem voia lui Dumnezeu, a cui voi o facem? Știu că nu vă place, dar vă spun adevărul. În dimineața aceasta, Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Copiii noștri nu trebuie să știe de dacă și de parcă. Copiii noștri trebuie să știe 100% că Dumnezeu poartă de grijă. Yes. Amen. Au incertitudini? Spuneți-le, auzi. Nu știu, un singur lucru nu știu. Nu știu exact cum va lucra Dumnezeu. Dar un lucru știu sigur la 100. Dumnezeu va lucra! Yes. Și mai mult decât atât, va rezolva situația 100% că e Dumnezeu. Yes. Și-o promis, slăvit să fie Domnul. Și acum ascultați. M-am tot pus întrebarea și am zis, Doamne, dar de ce nu l-ai oprit? Că deja ai văzut. O plecat, o mers până acolo, o făcut tot ce trebuie, absolut tot. Ascultați-mă. Copiii noștri, pentru ei nu-i de ajuns doar să le spune. Ei, după ce le-am spus, ei să uită la noi să vadă dacă ce-am spus facem. M-auzi, ce spune dimineața aceasta? Când au ajuns versetul 9, când au ajuns la locul pe care le spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Copiii noștri trebuie să știe că tatăl meu și mama mea ascultă de Dumnezeu 100% oricât îi va costa. Pentru că copilul ăsta s-a uitat și a zis, auzi, tatăl meu atât îl iubește pe Dumnezeu de mult cât e în stare să asculte de el și să mă deie pe mine ca jertfă. Și nu comenta copilul. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Atunci când Dumnezeu este la lucru, nu numai tu ești convins, ci trebuie să fie toți cei de lângă tine și din familia ta că Dumnezeu e la lucru. Mă auziți ce vă vorbesc? Se uită copiii noștri la noi și vor să vadă pe Hristos în noi, în toată plinătatea. Copilul nostru când vine la noi și spune, tată, roagă-te pentru mine, el nu trebuie să vină să spună, măi, să vedem, s-o ruga tata, nu s-o ruga, o ascultat Dumnezeu, nu a ascultat. Ei când vin trebuie să știe 100% că Dumnezeu, când tata și mama se roagă, Dumnezeu ascultă. Și omul acesta, după ce a făcut toate lucrurile acestea, versetul 10, Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Asta deja e prea de tot pentru unii școlari din ziua de astăzi. Bă, ăsta era un barbar. Să-și omoare copilul pentru Dumnezeu. Ascultați-mă. Eu știu un lucru, că dacă Dumnezeu... Am spus odată ceva și mulți mi-au condamnat și vă spun din nou. Vă spun de câte ori este nevoie până când vă intră bine, nu în cap, în inimă. Că mie nu a intrat. Și nu mai iese de acolo. Dacă Dumnezeu mâine îmi dă 20 de milioane de dolari, mi-i bag în bancă. Ăsta-i mei. Nu ăsta-i mei, ăsta-i mei. Și după aia, la 10 ore, vine și îmi spune, acum scrii un cec de 20 de milioane și încă 1000 care-i mai ai, eu scriu cecul. Ascultați-mă. Eu scriu cecul. Mă înțelegeți? Că eu știu că Dumnezeu îmi va purta de grijă. Eu n-am nevoie de 20 de milioane ca să fiu fericit. Eu am nevoie de un Dumnezeu care răspunde și nu lipsește niciodată nevoie. Eu de el am nevoie. Că eu strig și Dumnezeu îmi răspunde. Slăviți să fie Domnul. Yes. V-am spus și mă mărturisesc acum imediat ceva. Pentru cei care n-ați fost, vă mărturisesc. M-am dus la SIAR. Eu nu m-am dus acolo să bat la uși să spun, fraților, am venit de la NAMP, am început o lucrare nouă și ne trebuie bani. Eu nu m-am dus.
Vreau să vă spun că Dumnezeul meu a mers înaintea mea și a vorbit celor de acolo. Și a venit un frate la sfârșit când a trebuit să plec. Când a trebuit să mă urc într-o? Și m-a dat un plic și a zis că aici sunt 3.000 de dolari, am auzit că ai început o lucrare nouă și vreau să fiu părtaș la lucrarea aia. Vă place? Vă place? Nu a trebuit să strigăm niciunde. Și-a spus pe slava lui Dumnezeu, casierul e aici, poate să vă spune, n-a făcut nicio colectă de 3 ani de zile. Dar în contul bisericii sunt 13.000 și ceva de dolari. Slăvit să fie Domnul. Că Domnul e bun! Și știe. Și o trebuie să vină să vă conving pe voi, că vă convinge Dumnezeu. Eu mă rog celui care m-a trimis să fac lucrarea lui și el știe ce are de făcut. Slăvit să fie Domnul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce au făcut toate lucrurile astea, îngerul a zis să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Vreau să te întreb, dacă în dimineața aceasta nu ești gata să treci peste absolut tot ce ți-a încredințat Dumnezeu pentru o vreme, ascultă-mă bine ce spun, vreau să-ți atrag atenția la un lucru, fiecare din locul acesta să bage bine de seamă. Tot ce aveți v-a fost încredințat pentru o vreme. Auziți? Într-o zi va trece la azi. Nu sunt ale voastre, nu sunt ale mele. Sunt ale lui Dumnezeu. Le dă cui îi place. Iisus. Dar acum vă întreb pe voi, cât este de frumos când ceea ce v-a încredințat Dumnezeu, voi sunteți gata să împărtășiți cu copiii lui Dumnezeu, cu neamul lui Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu și gata să ascultați, să fiți gata să ascultați pe Dumnezeu în orice clipă. Trece timpul și vreau să mă opresc pentru că n-am timp să mai duc prin toate celelalte versete. Aș vrea să vă atrag atenția la un lucru în dimineața aceasta, în special la tați și nu numai. Am fost plecat la Siaro, eu vorbesc pe direct, vă rog frumos să nu vă supărați cineva să zică, m-a mai spus soția, zice, auzi, tu nu vorbești și tu mai godat, nu mai spune unde ai fost, cu cine ai vorbit, eu nu știu altfel. Eu știu să vă spun adevărul și am să vă spun din ce cauză. În tinerețea mea m-am săturat de minciună, știți? Am fost și eu un mincinos ca și alții. M-am pocăit după aia și urăsc minciuna acum. Iubesc adevărurile lui Hristos. La Hristos nu merge cu, știți? Femeie zice, cinci ai avut, ăsta pe care l-ai nu e al tău. O cocoloșit-o? Nu, eu spus-o pe direct. M-am dus la Siaro. Dumnezeu m-a vorbit cu două luni înainte și a spus, fă-ți bagajele, că te trimit iar. Și a zis, gata, Doamne, fac bagaj. Fost pregătite tot, n-am știut când mă trimite Dumnezeu. Dumnezeu m-a trimis să fac un job la Siaro. Dar am știut că nu mă duc doar pentru atât. Și ascultați-mă, a dat Dumnezeu toate planurile peste cap. Eu m-am dus să termin luni și n-am terminat luni. Și o trebuie să stau marți până noaptea la ora 11. Jacob a fost cu mine, vă poate spune. Rupt de obosiți, dar ascultați-mă, pe la 2 și ceva după masa, marți, vine cel care mi-a dat geabul cu un prieten de-a lui. Și zice către mine, auzi, hai să mergem la un lunch împreună. Hai să mergem la un lunch împreună. Ne urcăm în mașină, ne ducem. Și acolo, fraților, la masă, eu am început să vorbesc. Dar n-am început să vorbesc eu. Am început să vorbească Duhul Domnului, slăvit să fie prin mine. Și am început să vorbesc de niște lucruri ciudate la prima vedere. Mai de beție, mai de lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat, fraților, am spus tot ce o trebuie să spun, tot ce Dumnezeu mi-a spus. Am spus câteva mărturii, cum Dumnezeu a lucrat, cum Dumnezeu revendică, cum Dumnezeu schimbă, cum Dumnezeu spală, curățește. Și plecăm. Ne ridicăm de restaurant, plecăm, ne urcăm în mașină și facem câteva maile. Și nevasta celui care conducea, care a venit cu prietenul meu, îl sună. Și avea un troc din ăsta nou, cu un screen așa, ca și televizorul vostru din cameră de mare. Un ecran mare. Și acolo a apărut numele ei. În momentul când o sunat, Dumnezeu mi-a spus niște lucruri. Poate mi se pare ciudat. Eu vă spun ce a spus Dumnezeu. Și a zis către mine, trage-o deoparte, stai de vorbă cu el, că astăzi este ziua când vreau să stau de vorbă cu el. Am ajuns la loc unde trebuia să ajungem, înapoi la casă unde lucram. Eu n-am așteptat. Eu, soția știe și poate și alții mă cunoașteți. Eu când îmi spune Dumnezeu că e mijlocul cântării, că e mijlocul predicii, nu mă interesează ce zice nimeni. Eu atunci fac ceea ce spune Dumnezeu. L-am chemat deoparte și am zis, vin aici, vreau să vorbesc cu tine. Și am spus-o pe direct, uite aici, mi-a arătat Dumnezeu ceva, zic, în momentul în care soția ta a sunat și a apărut numele ei acolo, pe ecran, Dumnezeu mi-a spus în felul următor, voi ați trecut printr-o traumă, o tragedie, ceva timp în urmă, nevasta ta o călca greșit. Ascultați. Și Dumnezeu mi-a spus în felul următor, că tu nu poți să o ierți.
dar te dai că ai iertat-o. Vă place? Te dai că ai iertat-o. Tu te arăți la toți că ai iertat-o, că totul e în regulă, că totul e frumos. Și Dumnezeu i-a spus în felul următor. Este timpul să o ierți. Dar este timpul nu numai să spui că ai iertat-o. Este timpul să o ierți. Pentru că Dumnezeu vrea să pună lucrurile împreună. Și eu s-a uitat așa la mine. A început să-i dea parcă un picuț de lacrimi așa la ochi. Nu s-a stăpinit omul să nu spună, să nu facă prea multe, știți? Să nu se dea de gol. Și la un moment dat i-am spus ceva. Ascultați, îmi spune Duhul Domnului, spune ce spun eu acum. A ne ierta, a ține ură, a ține ranchiună, este omenește, dar a ierta este dumnezeiește. Și eu îi spun. La care el se toace către mine și zice, ai vorbit cu pastorul meu din România? Zic, nu, eu am vorbit cu singurul pastor adevărat. Iisus Hristos e numele lui. Zice, exact cuvintele astea mi le-a spus acum recent pastorul meu din România. A ne ierta omenește. A ierta este dumnezeiește. Zice, mă, se pare că ceva e aici. Se pare. Și acum ascultați, nu era convins încă că îi vorbește Dumnezeu. Că așa suntem noi. Mă, dacă, parcă sau sigur. Și atunci Dumnezeu îmi spune în felul următor. Spune ce spun eu acum. Că lucrul care ți-l spun eu acum nu-l știe nimeni decât El. Și în momentul ăla am deschis gura și s-au auzit cuvintele care le auziți. Ai o întrebare înaintea Domnului. Și i-ai spus-o în particular, nici măcar n-ai rostit-o cu gura vreodată. Și ai zis, Doamne, chiar cu adevărat îi pare rău soției mele de ceea ce-o făcut. Că asta era problema. Lui se părea că nu-i pare ei chiar rău de ceea ce-a făcut. Și lucrul ăsta ținea legat pe el. Și Dumnezeu a spus în felul următor. A spus, chiar îi pare rău. Și mai mult decât atât, am iertat-o, vreau să vă reîntregesc familia și situația și vreau să intru eu acum împreună cu voi. Ascultați-mă. Și o tras așa, așa au făcut cu mâna, uite așa pe ei. Așa zice, s-a ridicat tot profeții, a zis. Că vreau să spun un lucru. Nu am spus nimănui treaba asta decât lui Dumnezeu în mintea mea. Acum știu că mi-a vorbit Dumnezeu pentru că n-aveai de unde să știi lucrul ăsta. Și mă opresc spunându-vă ceva. Mi-am făcut lucrare, i-am spus tot ce trebuie să-i spun și am mai spus un lucru. I-a spus în felul următor. Ascultă-mă, vreau să spun acum ție niște întrebări și vi le pun vouă tuturor în dimineața aceasta. Ascultați-mă bine ce vă spun. Că lucrul ăsta nu vine de la mine, vine de la Duhul Sfânt. În cuvântul lui Dumnezeu am găsit scris trei lucruri care dacă nu le avem, n-avem nimic. Noi suntem preoți în casele noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem lucrători împreună cu Domnul și noi suntem templul Duhului Sfânt. Știți lucrul ăsta? Bătaților, vreau să vă întreb ceva în dimineața aceea. Bărbaților, vreau să vă întreb ceva. Că l-am întrebat și pe el. Și am zis, ascultă-mă, te califici la astea trei. Pentru că preotul face slujba lui Dumnezeu, îl reprezintă pe Dumnezeu. Și acum ascultați, nu poate să intre în Sfânta Sfintelor oricum, că l-omoară Dumnezeu. Știți? Voi care sunteți stați, voi nu puteți să faceți slujba asta oricum, decât în curăție de inimă înaintea lui Dumnezeu. Voi sunteți lucrători împreună cu Domnul. Păi la cine să meargă cea de lângă voi și cei de lângă voi să se ducă la străini, dacă nu la voi care sunteți preoți? Ce vreau să spun? Vin la voi și vă spun, tata mă doare, tata nu am, tata nu pot. Primul lucru care trebuie să iasă din gura voastră este, da, eu cunosc pe unul care știe, poate și cunoaște tot. Numele lui este Iisus Hristos Domnul, El trăiește în mine în toată plinătatea, eu sunt preot în casa mea și o fac slujba Lui. Yes, amen. Și vine copilul și imediat zice, tata, da, arată-mă, ne pune pe genunchi imediat să rezolvă problema într-o secundă. Că tu ești lucrător împreună cu Domnul și tu trebuie să arăți la alții cum lucrezi împreună cu Domnul. Și apoi încă ceva și mă opresc. Tu ești templul Duhului Sfânt. Hristos să locuiască în voi în toată plinătatea, o zis Pavel. Așa scrie. Ce înseamnă toată plinătatea? Toată plinătatea Duhului Sfânt. Voi când deschideți gura, voi când porunciți, voi când luați să faceți o acțiune, nu există că este dacă și parcă. Noi mergem la sigur. Yes. Amen. În numele lui Iisus Hristos e rezolvată problema. Yes. Înțelegeți ce vă învăț în dimineața aceasta? La asta ne-a chemat Dumnezeu. Și știți ce mi-a zis omul? Știți ce mi-a zis?
Băi, zici, niciodată nu m-a explicat cineva lucrurile astea. Eu am crezut că gata, trebuie să fac legământ cu Domnul, m-am căsătorit cu nevasta, am copii. Și am zis, ascultă-mă, nevasta ta să uită la tine să vadă dacă tu reprezinți pe Hristos. Copiii tăi să uită la tine și dacă nu-L văd în tine, să ducă în altă parte. Voi înțelegeți ce vă spun? Vă uitați așa foarte mirați dimineața asta la mine. Eu nădăjduiesc din toată inima și cred că această sămânță pe care o seamănă în dimineața aceasta sau Dumnezeu o seamănă prin Duhul Sfânt, prin cuvintele care le rostesc în inima voastră, să aducă rod. Amen. Amen. Pentru că noi am fost chemați să fim lucrători împreună cu Domnul. Și acum vă spun ultimul lucru după care dăm voie sorei să cânte și apoi fratelui Cornel să aducă o mărturie doar de săptămâna aceasta și apoi să ne conducă în rugăciune. Ascultați-mă, am ajuns acasă. Și după ce am ajuns acasă, plângeam înaintea Domnului. Soția m-a văzut și nu știa de ce plânge. Plâng. Și m-a văzut și copiii. Și m-a dus înaintea lui Dumnezeu și am întrebat și am spus, Doamne, am făcut tot ce trebuia să fac. Nu mă interesează de geab, vreau să înțelegeți. N-am vorbit despre geab. Că vreau să vă spun ceva, am uitat să tai o priză într-un cabinet. N-am făcut tot. Că am avut altele de făcut. Și m-a sunat ăla și zice, mi-a stupat o priză. N-am făcut așa ceva în 25 de ani de lucru. Dar m-a stupat o priză, că știți ce rău să luptă, știți? Am ajuns înapoi acasă și mă plimbam prin casă și am zis, Doamne Dumnezeule, a făcut tot ce o ținut de mine, oare mai trebuie să spun ceva, poate n-am fost atent la tine, poate n-am spus tot ce trebuia, poate n-am făcut tot ce a trebuit. Și ascultați ce a spus Dumnezeu. Lucrul ăsta mi-a adus o răcorire în interiorul inimii mele și a zis așa, ți-ai făcut slujba așa cum ți-am cerut, de aici am preluat eu și îi voi pune împreună așa cum i-am hotărât. A zis, slăvit să fie Domnul. Atât a plâns înaintea Domnului și a zis, Doamne, îți mulțumesc. Dar mai plâns de un lucru. Și de ce am mai plâns? Că trebuie să trimită cineva, pe cineva Dumnezeu de la 400 și ceva de maile să facă o slujbă din asta, când atât e de mare Seattle-ul. Și v-am mai pun o întrebare. Dacă toți și-ar face slujba, v-am mai pus-o, cum ar fi lucrarea lui Dumnezeu? Dar pentru că nu ne facem slujba cum trebuie, suntem unde suntem. Și Dumnezeu în dimineața aceasta vrea să ne cheme înapoi la cărările vechi. Știți care sunt cărările vechi? Vă ridic în numele lui Iisus Hristos și poruncesc satanei să plece și să pleacă. Amin. Yes. Amin. Vă ridic în numele lui Iisus Hristos și spun copiilor, auzi, n-avem pâine, dar numele lui Iisus Hristos o avem. Yes. Și bate cineva la ușă și zice, bă, nu știu, aveți, nu aveți, dar uite, m-a pus pe inimă Dumnezeu să vă aduc pâinile astea. Că ăsta e Dumnezeu pe care eu îl slujesc, slăvit să fie Domnul. Nu știu care Dumnezeu pe care voi îl slujiți, dar eu vă spun, Dumnezeul meu face minuni. Amin. Dar Dumnezeul meu face minuni împreună cu mine și se relaționează la credința mea. Și eu am ales să nu mai mă duc cu dacă, cu parcă, cu să vedem. Știți? Că noi așa suntem. Când întreb pe cineva, așa zice, măi, ascultați-mă, întrebați pe cineva, măi, cum să se termine lucrarea asta? Mă, zice, o să vedem ce va vrea Domnul. Cam așa răspundem noi. Nu ți-a vorbit Dumnezeu să pui mâna și să te apuci de lucrare că Dumnezeu dă biruință? Yes. Păi de ce mai spui atunci cum vrea Domnul? Așa se va întâmpla, cum vrea Domnul 100%. Yes. Dar tu ești lucrător împreună cu Domnul. Tu pune mâna și lucrează și Dumnezeu dă biruință. Slăvit să fie Domnul. Să vezi cum Dumnezeu va lucra. În dimineața aceasta vă las doar cu atât. Din vocabularul vostru trebuie să vegheați voi să eliminați cuvintele astea. Și vă învăț ceva ce v-am învățat la început 3 ani în urmă. Când vă vine să spuneți dacă... Hai să vă dau un exemplu. Dacă Domnul va vrea, voi ajunge în locul ăla. Știți ce înseamnă dacă acum? Semnul întrebării. Bă, dacă? Dar ia dați-l la o parte și spuneți, când Domnul va vrea, voi ajunge în locul ăla. Nu vă place? Diferit, așa e? Deja ai credință. Nu se mai pune problema că dacă, ci când. E o problemă de timp. Yes. Drept? Yes. Dați afară absolut toate semnele astea de întrebări. Și parcă. Mă, ni se pare mie că nu știu ce. Ți se pare rău? Dumnezeu a vorbit ceva și cum a vorbit așa se întâmplă? Yes. Dă-le la o parte și spune, nu mi se pare. Și ce a spus? Citiți fapte 2. Și citiți mai încolo, în fapte. Zice, i s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă să facem lucrul ăsta. Întreabă-L pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei? Dacă ție ți se pare potrivit, eu așa fac cum spui tu. Poate să fie toți împotriva mea, să mă judece cum vor, pe mine nu mă interesează. Eu fac lucrarea lui Dumnezeu.
Și ascultați-mă. Te duci, faci lucrarea și vezi roade mari. Și se uită unii la tine și zic, bă, dar cum așa? Păi eu asta cu 15, 20, 30, 40 de oameni au reușit. Vreau să vă spun ceva, nu noi am reușit. Dumnezeu care e noi. Dumnezeu care e cu noi. Dumnezeu care e implicat. Dumnezeu care a vorbit. Dumnezeu care a promis. Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ. Dar noi suntem lucrători împreună cu El. Mai aveți incertitudine în dimineața aceasta. Dați-le la o parte. Ți-a spus Dumnezeu de școală, așa mi se dă să spun acum. Ți-a spus Dumnezeu că îți poartă de grijă la școală și va pune toate lucrurile în rânduială. Vorbesc acum pentru una dintre tinere. Tot ce a spus Dumnezeu se va întâmpla. Nu mai pune la întrebare că să vezi că aia, că mama, că tata. Nu. Dumnezeu a spus și Dumnezeu va vedea. Iar tații, veniți înaintea familiei, copiilor, soțiilor, spune, auzi, eu nu mai accept niciun fel de îndoială. Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu aduce la îndeplinire. Eu lucrez împreună cu El. Decât să le mai răspunzi la întrebări, să le tot spui că stai să vedem, să nu știu ce, ia du-i, pune pe rugăciune și pune să strige de mulțumire, cu mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Să vezi ce repede vine Dumnezeu la lucru și se întâmplă lucrurile. Că zice că Dumnezeu se coboară în mijlocul laudelor, în mijlocul mulțumirilor și Dumnezeu rezolvă problema. Credeți lucrul acesta? Slăvit să fie Domnul.